Astăzi avem un clip nou, cel puțin la mine pe canal, și este vorba despre un Get Ready With Me. O să ne facem rutina de skincare împreună, o să ne facem machiaj împreună, ne alegem ținuta, ne punem bijuteriile, ne uscăm părul, pentru că eu nu prea am ce să coafez, am foarte puțin păr, dar l-am spălat ca să stea cât de cât ok astăzi. Și știu că v-am spus că o să filmez acest Get Ready With Me când merg la cinema de Dragobete. Nu s-a întâmplat pentru că am fost pe mare fugă și am avut 15 minute să mă pregătesc cu tot. Așadar, îl filmam astăzi, mă pregătesc să merg la o aniversare, dar nu este o aniversare din aceea bumți-bumți cu cocktailuri, cu așa, deci o să fie ceva foarte relaxat. Nu știu cu ce să mă îmbrac, marea problemă a fetelor. Nu am foarte mult timp la dispoziție, vreo 40 de minute, o oră. Este în jur de 12:30, 12:40, da. Iar pe la 2 cel târziu am vrea și noi să plecăm, pentru că durează vreo 20 de minute până ajungem. Îmi vedeți cercanile pentru că am stat până la 4 dimineața să filmez și să... Nu, să filmez, am filmat până la 12, dar să editez am stat până la 4 dimineața, cu tot cu rutina de seară. Să filmez acel declutter pentru voi care intră astăzi, azi fiind duminică, și m-am gândit, haideți să facem un clip relaxat. Așadar, o să începem să ne facem rutina de skincare împreună și prima dată aplic sub ochi acest ser cu cafeină. Sper că mă vedeți destul de bine. Eu, dacă mă mai uit aici, să știți că am oglinda în fața mea, iar dacă vorbesc ciudat, am gutiera, încerc să o țin mai mult. N-am mâncat pe ziua de azi și încerc să o țin până plec, pentru că aseară, dacă mi-am pus-o foarte târziu, pe la 3 dimineața, că m-am spălat eu pe dinți, vă dați seama. Și așa că m-am hotărât să pun mai mult. Aplic o cantitate nu foarte mare. Ăsta de la The Ordinary, cu serul cu cafeină, ustură. Chiar ustură când intră în ochi. Celălalt de la Revox nu ustură atât de rău, dar ăsta, doamne, efectiv, vine să plâng. Și nu ne dorim acest lucru, având în vedere că urmează să ne punem machiaj și nu vreau să lăcrimez. Doamne, ce cearcăne oribile am, dar în ultimul timp m-am culcat doar târziu, nu înțeleg ce am. Și mă și trezesc relativ târziu. Mâine este luni, începe postul și o să fie o săptămână destul de interesantă. Am terminat și orele de condus și, sincer, îmi pare tare rău. Mai am 3 fix înainte de... Dacă auziți mașini, să știți că sunt la stradă. Dar cred că zic asta fiecare clip, deci v-ați obișnuit. Mai am 3 ședințe, dar o să le fac înainte de examenul auto prin oraș. Acum o să trebuiască să mă programez la sală. Bine, instructorul mă programează și mi-a spus că durează undeva la o lună de zile, dar ca să trecem mai departe aplică acest ser concentrat de la Del Cosmetics din gama Total Remedy. Este un ser foarte hidratant și am nevoie de hidratare pentru că am o față mega uscată. Și vine primăvara, nu știu dacă vă dați seama din fața mea, dar e primăvara și toamna. Știu că dau din una alta, dar înțelegeți voi. Primăvara și toamna am un ten extrem, extrem de uscat și plin de borbonele. Și vedeți, mi-au ieșit aici câteva. Bine, nici n-am mâncat eu foarte ok, pentru că mănânc călinca, că l-aș de sec și mâine începe postul. Și cu atât mai mult îmi cade și părul. Deci primăvara și toamna. Și ghiciți, eu m-am măritat toamna. Deci eu am arătat la nuntă, dar nu doar eu și iubitul meu, am arătat de parcă eram adolescență. Amândoi aveam coșuri, pentru că așa e toamna și așa e și primăvara. Schimbarea asta de anotimpuri la majoritatea oamenilor vine cu acne, cu căderea părului. Și doamne, doamne, cât de urât au ieșit coșurile alea în poze. Dar n-am ce să fac, asta e, așa e când te căsătorești tânăr. Dar cred că și la 40 de ani, dacă mă căsătoream, tot aveam coșurile alea, pentru că, după cum știți, n-au nicio treabă cu vârsta. Sunt oameni care au la 50 de ani acne. Eu n-am acne, dar am coșuri. Și cea mai mare problemă, cum am spus, la trecerea asta dintre anotimpuri. Bun, am aplicat serul ăsta în primul rând că este hidratant, dar în al doilea rând că vin cu SPF-ul, cu acid hialuronic. Și pentru că e cu acid hialuronic, are nevoie să fie pus pe o bază umedă. Și am și niște buze foarte crăpate, dar nu e problema, că rezolvăm imediat. Vă arăt ce cantitate de SPF pe care o pun. Ups, un păr. Cam asta e. Nu am foarte mult SPF, trebuie să-mi cumpăr altul, dar nu mai găsesc la reduceri și, sincer, l-am mai și scumpit, nu-mi convine această idee. Și sub ochi, dacă mai trebuie, mai bun după, dar zic că e suficient momentan. Voi ce faceți? Sper că aveți o duminică liniștită. Bine că mereți voi clipul ăsta, este miercuri. Deci, efectiv, nu știu cu ce să mă îmbrac, m-am chiorât mai înainte în tot dulapul meu și am foarte multe haine. Și dacă tot vorbim de haine, aseară am fost puțin în Sinsay. Știu că am zis că nu mai îmi cumpăr haine din mall și asta am încercat să fac, chiar dacă mi-au plăcut.
Nu mi-au plăcut ca și calitate. Au adus niște haine la Sinsay, dar nu mi-au plăcut ca și calitate. Mi-au plăcut ca și croială și ca și culori. Deci au adus un roz superb, un roz nebun, un albastru care duce așa puțin în mov și un galben. Combinația dintre alea trei, doamne, geniale. Și am probat un palton roz, niște pantaloni albaștri muvuli și o vestă galbenă. Doamne, cât de faine erau și cât de faine veneau, dar am spus că nu se merită, erau 100% poliester și chiar dacă nu sunt foarte scumpe, tot mi se pare că nu merită, dar am spus că mă mai gândesc pentru că am văzut că au pe site au 20% reducere pentru ziua femei și am zis că haide, poate, poate, dar o să vedem săptămâna asta împreună pentru că de mâine mă apuc să vă filmez daily vlog săptămânal, vedem ce se mai întâmplă. Ne așteaptă niște schimbări, dar asta o să vă țin eu la curent exact când se întâmplă lucrurile acelea, de care sunt foarte entuziasmată, dar de unde am plecat de la faza cu condusul, am terminat orele și îmi pare destul de rău. Eu dacă nu conduc ceva timp, după mi se pare că conduc extrem de prost, mai pun puțin CPF în zona ochilor, că e destul de uscată. Mi se pare că după conduc destul de prost, de aia am zis că am nevoie de mai multe ședințe, el a vrut să-mi lase doar două inițial, wow, ce frumoasă. A vrut să-mi lase doar două ședințe înainte de examenul la UTO, dar am spus, haide mai multe, eu cred că o să mai fac și extra, o să mai plătesc, pentru că vreau ultima dată, dacă se poate, să conduc fix în ziua aia sau cu o zi înainte, pentru că așa mi se pare mie că, cum era aia, practice make you perfect, cam așa e și la mine, eu dacă nu conduc, am cam uitat și nu că uit, dar parcă nu mai pot să fiu atât de atentă. Doamne, cât atenție pot să am în trafic, deci ceva ce nu există. Într-adevăr, mai sunt și lucruri pe care eu de multe ori le văd un pic cam târziu, cum ar fi niște pietoni, glumesc. Nu prea am avut probleme să, efectiv, să fiu lângă ei, dar într-adevăr, ei intenționau să treacă și eu nu le dădeam prioritate. Păi pentru că uneori mă duce în eroare, nu înțeleg, trece, nu trece și de multe ori m-am oprit degeaba. Efectiv degeaba. Și foarte nașpa să te oprești inutil pentru niște oameni care stau la trecere să aștepte alți oameni, nu ca să traverseze. Mă rog, pe tema asta s-a certat instructorul o grămadă cu ei, dar na, n-am ce să mai zic și n-am ce să cer. Și în această idee mi se pare că noi, nu știu dacă noi românii, dar noi pietoni în general suntem total needucați și mi-am dat seama că și eu făceam anumite greșeli. Asta cu așteptatul la trecerea de pietoni este una, dar alergatul pe trecerea de pietoni, statul pe telefon, mersul efectiv ca melcu când vezi că este o dâră de oameni și nu mă refer la persoane bătrâne, bolnave, care, doamne, n-am ce să zic, efectiv știu că merg greu pentru că au niște probleme, dar sunt unii puști care merg așa în reloare, mai stau, mai se opresc, mai vorbesc și mai ia iurea să te arunci pe trecerea de pietoni. Eu nu prea am făcut lucrul ăsta, ce-i drept, dar când mă mai grăbeam, cam aruncam pe trecerea de pietoni și nu e ok, pentru că de multe ori n-ai vizibilitate, sunt mașini pe partea ta și nu vezi. Bun, acum că n-am pus toate astea pe față, zic să-mi desfac și părul ca să se mai usuce. Între timp mai intră și această cremă în piele ca să putem trece la machiaj. La machiaj vreau să fac machiajul pe care l-am purtat în ultimul haul de cumpărături. Am primit complimente că v-a plăcut și am zis că este un machiaj foarte simplu, l-am făcut foarte rapid. Și asta am nevoie acum, să fie ceva rapid și simplu. Părul meu nu arată prea bine pentru că pică din ce în ce mai mult și m-am hotărât să merg acum în luna martie sau cel târziu în aprilie, să merg aici peste drum, pentru că chiar e peste drum, la coafor să văd ce-i fac un tratament, îl și tund, îi tund vârfurile, vreau să-l scurtez puțin pentru că s-au despicat destul de tare, m-am mai tuns zic, cred că din vară. Ce că trebuie să te tunzi la 6 luni. Elinca și ascultă lucrurile astea. Și o să-mi pun o coroniță, că nu-mi place să-mi vină părul în față, că mă machiezi, chestia pe care urăsc cel mai mult. Iar la sfârșit o să ne dăm și pe păr cu diverse lucruri ca să stea și el bine. Mă duc să-mi aduc balsamul de buze pentru că am niște buze extrem de crăpate. Am revenit. Ce bine că am făcut aseară curățenie la machiaje și acum știu exact ce am, unde am și sunt așa organizate și sunt acolo, doamne, ce mândră de mine. Bine ar fi să fac curățenia asta mai des ca să nu mai stau cu produse pe care nu le folosesc. A, și ca balsam îl folosesc pe ăsta, la e singurul, printre singurile mele balsamuri de buze, mai am doar unul de la Oriflame. Din calendar advent, e bun, mai am puțin el și vreau să-l termin pentru că nu vreau să pățesc acela de la Balea care s-a transformat în ulei. Încă nu m-am decis asupra videoului ăsta, dacă o să vă iau și cadre cu tortul, mâncarea și așa mai departe, pentru că o să fie o aniversare de familie din aceea chill în care o să stăm. De aia nu știu cu ce să mă îmbrac, pentru că vreau să fiu cât de cât elegantă, că e o aniversare, nu-i doar așa o întâlnire de familie. Este o aniversare, dar nu vreau să fiu foarte împopoțonată, pentru că
E pe relax, stai și îngurgitezi cât mai mult. Deci majoritatea hainele mele sunt din alea care te țin să arăți cât mai bine, talie, viespie, ceea ce nu se pune problema, pentru că o să merg și o să mănânc cât se poate de mult. Și nu știu, de aia nu știu cu ce să mă îmbrac, sunt așa un pic pe gânduri, dar o să vedem împreună, am așa niște idei. Vreau să fiu foarte relaxată. Și vorbeam de clip, că nu știu exact dacă să vă filmez. Am fost după tort, am luat tortul de la Atelier Chris Cake, preferații mei din Bacău, la care noi ne-am făcut candy bar-ul pentru nuntă. Toată lumea a fost impresionată, atât de impresionată încât oamenii au dat mai departe toată treaba asta cu prăjiturile și au folosit-o și ei la diverse evenimente și bineînțeles că toată lumea cere tortul de la nuntă. Vrem tort ruj, tort ruj. Deci dacă vreodată, dacă sunteți din Bacău sau dacă vreodată treceți prin Bacău, căutați pe Instagram sau pe Facebook sau pe Google Atelier Chris Cake și o să vă dea acolo exact site-ul și prețurile. Nu știu cele mai mici prețuri, dar nici cele mai mari, pentru că cei în Bacău nu dau nume de cofetării scumpe și proaste din oraș, pentru că nu vreau să fac asta aici, nu am de ce, dar Atelier Chris Cake e altceva, adică nu mănânci fișcă de casă cu dulceață, ceea ce pot să fac și eu acasă și îți cere 95 lei pe kilogram, nu, e 95 lei kilogramul, dar vă recomand în suflet să încercați tortul ruj, cred că asta am vrut să zic. Haideți să ne și machiem, nu doar să povestim, pentru că nu este un daily vlog. Folosesc acest concealer de la NYX, încep cu zona ochilor până mai intră crema în față. Bine, încep mereu, mai mereu cu zona ochilor. Punem așa mai mult pentru că la cât de mult vă să în jurul ochilor. Și o să întind cu acest burețel care este umed pentru că l-am spălat aseară și sper din suflet să mi se fi uscat pensulele. Acum revenind, bineînțeles că a cerut toată lumea tort de acolo și pentru aniversarea asta tot acolo am făcut tortul. Eu de acolo iau prăjituri când vreau să merg la sigur, acolo, de acolo cumpăr la toată lumea. Să fie fericită și au și de 8 martie diverse lucruri frumoase, dacă vreți să vă faceți vouă ziua mai frumoasă sau mamei, bunicii și așa mai departe, vă recomand din toată inima, măcar să încercați, poate sunteți sceptici, dar nu. Ceva infuzie de vișină, de zmeur, ganache, de nu știu care, șurile sunt atât de bune, șu cu crachelin, doamne cât de bune sunt. Eu înainte să merg la această cofetărie am fost să ne alegem candy bar-ul și am întrebat pe diversi oameni de aici, de la noi din oraș, băi, că ei nu sunt chiar în oraș, sunt cumva în afara orașului, cumva în Șerbănești, dacă sunteți de prin zonă, știți. Cumva pe unde ne-am făcut și noi nunta, că n-am făcut-o fix în Bacău-Bacău. Am făcut-o undeva prin apropiere, dar noi tot căutam candy bar și auzeam niște prețuri din astea, doamne, maica, domnule, venea să mi se făcea rău și scrie acolo și ce-ți dă, adică nu era, a, uite, de bani ăștia ți alegi tu ce vrei, păi era ok așa, dar nu. Ia să-mi iau și, și paleta ca să ne machiem între timp și erau foarte, dar foarte scumpe și am zis, băi frate, ce-s cu prețurile astea? Și am scris pe orașul Bacău, eu sunt pe grupul ăla, mereu că nu știu ceva acolo caut, dacă recomandă și cei mai mulți au recomandat Atelier Chris Cake și eram, bă, ce cu atelierul ăsta? O să folosesc paleta mea de la Huda, preferata mea și o să încep cu această nuanță, unde ești? Ah, nuanța asta de aici, o să o pun în pliu și pe toată pleoapa ca să fixez puțin. Și am sunat-o pe doamna asta, de fapt iubitul meu i-a dat mesaj, după am sunat-o, am vorbit cu ea, ne-a spus că noi ne alegem ce prăjituri vrem pentru candy bar, ups, cred că v-am mișcat puțin că voi stați pe un teanc de creme, ne alegem ce prăjituri vrem, venim la o degustare gratuită și cum e femeia asta, doamne, nu știu, se vede că face totul din pură pasiune și nu e pentru bani și vrea să fie clientul exact mulțumit 100%. Ne-a dat să gustăm din toate prăjiturile, ne-a spus ce recomandă ea, ne-a spus exact pe persoană cam câte prăjituri trebuie. Tortul, ne l-a recomandat tortul ruj, cel mai bun, are așa un blat de iaurt și cu fructe înăuntru și, doamne, cât e de bun. Ăsta l-am luat și astăzi, abia aștept să mănânc pentru că, doamne, l-am avut și la ziua mea, cel mai bun tort din univers, nu există tort mai bun. Și aplicăm cu o pensulă, iau pensula asta, pensulele mele din Lidl, dacă vă interesează. Și bineînțeles că la sfârșit n-am putut mânca tot de acolo și ghiciți ce ne-a dat prăjiturile acasă. Deci asta a fost atât de drăguț. Și are diverse chestii. Cea mai bună ciocolată de casă, eu urăsc ciocolata de casă, dar cea mai bună ciocolată de casă am mâncat-o la ea cu ceva fistic înăuntru.
Mai are niște trufe cu șampanie geniale, deci nu știu, nu vă pot recomanda suficient. Eu sunt o foarte mare mâncătoare de dulce și îmi dau seama foarte cu ușurință dacă ceva e calitativ sau nu, pentru că am tot mâncat și nu sunt eu vreo expert în toată treaba asta cu prăjiturile, adică mă refer la a le face, dar pot să-mi dau seama dacă ceva e de o calitate superioară sau nu și nu gătește la modul acela tradițional și clasic, ceea ce e ok, adică face și cozonaci, deci face și tiramisu, dar mă refer că, nu știu, vine cu ceva în plus, adică ceva ce nu găsești în cofetările din Bacău, deci orice ar zice, cine ar zice, nimeni nu bate, în primul rând, pe lângă calitatea produselor și gustul superb, nu bate amabilitatea doamnei și discreția ei și, nu știu, efectiv când am fost să-i dăm, noi am fost să o plătim practic după nuntă, pentru că așa a zis ea, am fost a doua zi, deci practic noi ne-am căsătorit duminică, seara, marți am fost cumva, așa, marți am fost să-i plătim restul de bani, nu doar avansul, pentru candy bar, să-i mulțumim și așa mai departe, pentru că am fost foarte recunoscători și toată lumea a fost în extaz la prăjiturile alea. Aplicăm în continuare până ajung la intensitatea dorită, cam asta fac acum, deci nu e nimic diferit, o să vă anunț în caz că schimb pași pe aici și bineînțeles că am vrut să-i lăsăm în plus niște bănuți și nu a vrut, dar ne-am rugat de ea și când i-am dat banii, ea ce a făcut cu ei a fost să-i dea la fete în spate, fetele care sunt din echipa ei și lucrează și asta m-a impresionat și spune multe despre calitatea unui om și despre caracterul unui om. Și da, asta am vrut să vă recomand. Deci Atelier Chris Cake, neapărat când veniți prin Bacău, dacă aveți vreodată drum, nu știu cine trece vreodată prin Bacău, dar dacă sunteți în apropiere, știu că mă urmăresc fete de prin zonă și nu doar fete, vă recomand din suflet, dacă aveți o zi de naștere, strângeți niște bănuți și luați de acolo, oricum vă face cât vreți voi, jumătate de kil, un kil. Doamna e foarte deschisă și lasă mereu de la ea. Deci, nu, n-ai cu cine, este o bomboană. Cam asta am vrut să zic despre prăjituri, ca să nu vă fac capul toacă. Aplic această nuanță și o difuzez bine, pentru că vreau să arate cât mai natural. Nu vreau să fie ceva pus acolo. V-am spus problema mea cu machiajul. Îmi place să fie natural, cam asta e ideea. Blenduim, blenduim, blenduim până ajungem la intensitatea dorită. Bine că nu m-am mai adăugat fard. Eu blendez cu aceeași pensulă și chiar mă gândeam că ar trebui să mai cumpăr niște pensule, pentru că astea, dacă mă machiez acum, după sunt murdare și eu ce fac, stau să le spăl în fiecare zi, am nevoie de mai multe pensule și cred că data viitoare o să strâng bani și o să-mi iau pe alea de la Monica Palcău de pe site-ul ei, Lush Beauty, cele mai faine pensule, din câte am înțeles eu. Seamănă foarte mult cu astea și astea sunt făcute de Lidl, s-a dus de Lidl, mi le-a luat iubitul meu pentru că mi le doream tare mult, după bac și am rămas profund impresionată, sincer. Ia să mai adăugăm puțin fard de aici, pentru că mi se pare că aici e mai mult. Nu știu, am dormit și foarte prost. Am dormit dusă, de fapt, dar puțin și de aia zic prost. Geniile mele sunt foarte lungi, bonileșiu. Cât ador eu bonileșiu, dar nu o să mi-l mai recumpăr după ce-l folosesc pe ăsta, pentru că nu e un must pentru mine și am ajuns la o lungime care pot să zic că îmi place, vă arăt acolo. Sunt destul de stufoase și așa de multe ori îmi intră în ochi și mă gândesc că urmează vara și eu deja aveam problema aia când îmi puneam ochelari de soare, dacă mă dădeam cu rimel, mi-ajungeau genele în lentila ochelarilor, nu știu ce am astăzi. Este și foarte norat, cred că am și răcit puțin, dar acum cu bonileșul, doar nici nu vreau să mă gândesc, am aici în spate laptopul, acolo dacă vedeți, am pus clipul cu declator la exportat și sper din suflet să vă placă la cât am muncit la el. Doamne, cât am putut să vorbesc, am editat dintr-o oră jumate la o oră, am ajuns, am tăiat niște părți, chiar dacă vă mai arătam mai acolo bijuterii, pentru că nu mai puteam, deci efectiv, băi, cât clip poți să ai. Și acum o să aplicăm rapid această nuanță de aici, Dubai. Dubai, Dubai, viața-i, carai, băi, băi, Linca. O să iau cu degetul, pentru că așa se aplică foarte frumos. Aici am nevoie de puțină liniște, așa că o să tac din gură, de parcă ar fi cineva aici să-mi zică ceva. Dacă pică pe față, nu e nicio problemă, că facem noi să fie bine. Vreau să vedeți și voi ce fac acolo, nu să-mi bag eu oglinda în cameră. Punem așa frumos pe toată pleapa. Da.
Cam așa, venim noi după și corectăm. Mi se pare că fardul ăsta mi-accentuează destul de mult nuanța ochilor. Bine, parcă îmi face ochii puțin cam mic acum, dar o să ne machiem ca lumea, nu o să mai există cercările astea și o să vedeți voi. Aplic și în partea aceasta, pe ochișorul acesta, foarte mic. Am niște ochi extrem de mici. Cred că v-ați dat seama până acum. Dar la mine e cam totul pe bază de mic. Înălțimea, mâinile, degetele, buzile, nasul, urechele. Urechele pentru cele mai mici părți. Bustul, tot, efectiv, tot am mic. Mai puțin picioarele și fesierii. În rest, tot e pe bază de mic. Mic sau puțin, păr puțin. Luați-o cum vreți, talie mică. Și la spate pot să spun că mama natura a fost generoasă. Sunt destul de spătoasă, cum îmi place mie să zic, dar îmi place acest lucru, pentru că nu contează cam cât de lat ai spatele, dacă ai în spate lucrat, cel puțin asta e părerea mea. Dar nu am spatele de la lat oribil, cel puțin așa cred. Păi, de ce vorbesc atât de multe subiecte când ar trebui să vorbesc doar despre ce fac aici? Da, voi v-ați obișnuit cu mine că vorbesc mult, așadar nu-mi cer scuze pentru nimic, asta e. Bun, cred că am aplicat cam cât mi-am dorit, așa se vede. Acum o să iau pensula aceasta cu care am aplicat fardul și o să vin puțin aici ca să nu se vadă linii dure. O să vin cu ce mai e pe pensulă, dacă o să mai simt nevoia o să mai adaug niște fard. La momentan mi se pare că arată binișor, blenduiesc puțin marginile. Iubitul meu e prin bucătărie, deci dacă auziți ceva fâșit, mai bă, de ce te termini, termină bateria la cameră? Dacă auziți ceva fâșind, strânge hainele de Crăciun și s-a ținut el foarte tare să pună toate lucrurile într-o cutie care să fie ambalată în cutie de Crăciun. Doamne, nu există om mai organizat decât iubitul meu și cu toate astea m-a întâlnit pe mine, care n-am nicio treabă cu organizarea de cele mai multe ori. Am o organizare pe care doar eu o înțeleg. Dar e organizarea mea, asta e. Și îmi place așa că dă un efect fume, dacă îmi permiteți. Vedeți că mi-a picat niște farde aici, dar corectăm din concealer. Mi se pare că arată destul de bine, bă, dar mi-aș dori să nu vă mai mișc și acum vreau să iau această nuanță de aici, bubbly. Această nuanță frumoasă de șampanie s-o aplică pe prima parte a ochiului ca să mai deschidem puțin ochișorul, dar nu știu cu ce pensulă să o iau. Cred că iau cu pensula asta. Este o pensulă de concealer, da. Nimic, e de la Yves Rocher și mi se pare că aplică destul de bine fardul. Cel puțin așa sper eu. Din ce mi-amintesc, era ok. N-am mai fost tot ceva timp că nu mi-am mai spălat pensulele până seară. Bine că s-au uscat. Asta e surprinzător că le-a spălat la 1 noaptea. Ce fac oamenii normal noaptea? Dorm. Ce face Ilinca? Filmează, editează, spală pensule. Sunt tânără, am timp. O să regret eu momentele astea. Eu în liceu... Eu când am terminat clasa 8 am început să dorm așa prost, că înainte dormeam cam unul normal, dar în clasa 8 m-am dereglat puțin cu evaluarea națională, că mă trezeam la 5 și învățam și eram mai mereu obosită, după care, ce să vezi, mi-am făcut și o relație ca un copil de 14 ani și stăteam să vorbesc noaptea, când mă gândesc acum că alegeam să stau să vorbesc în loc să dorm, sunt ceva în genul, ești ok? Ce-ai pățit? Nu se mai întâmplă lucrul ăsta, mai ales pentru persoane care nu merită. Bine, nu că nu meritau, dar nu merită să stau trează, cam asta e ideea. Nimeni nu merită să stai treaz și să-ți pierzi nopți la rând, mai ales din motive puierile, când ai o discuție interesantă, că și cu iubitul meu pierd nopțile stând la discuții din astea filozofice, da. Wow, mi-a intrat fard în ochi, aș putea să scutur și eu puțin pensul asta, dar nu. Și cu el stau la discuții filozofice, vă dați seama, inevitabil, dar... Se merită tot lucrul ăla, da. Așa, cu oameni cu care nici măcar nu mai vorbești după ani de zile și mai stai și treaz din motive certuri și așa, nu. O idee foarte proastă, da. Aia e, nu regret nimic, n-am regret în viață. Bun, a venit puțin aici cu fardul ăsta alb, pur și simplu ca să fac trecerea și să nu se vadă linii dure și vedeți că parcă a deschis puțin ochiul. Știu că acum nu se vede cine știe ce, pentru că restul feții mele arată mai mult sau mai puțin bătut. Da, asta e. Haideți să trecem la fond de ten, dar cred că ar trebui să mă duc să-mi schimb bateria înainte.
sau lăsăm așa, când se închide, se închide. Folosesc acest fond de ten, L'Oreal True Match. Chiar m-am gândit că ar trebui să mai testez și eu alte fonduri de ten. Asta îmi place prea mult. Îl aplic așa pe mână, o cantitate mare și vedeți cam cât e de fluid. Și nu o să-l aplic cu burețelul, deși așa îl aplic. Burețelul vine la sfârșit, o să-l aplic cu această pensulă. Este o pensulă de la Revolution, cred că printre primele mele... Da, primul set de pensule pe care nu l-am cumpărat vreodată și nu-i găsesc nicio utilitate, așa că haideți să aplicăm fond de ten cu ea. Nu prea mă pricep eu să aplic cu această pensulă, dar oricum vin cu buretele la sfârșit, deci dacă fac dâre, urme, nu contează. Îmi place să-mi aplic fond de ten în ultimul timp, cred că e pasul meu preferat pentru că neutralizează toată roșiața de pe față, toate coșurile și se vede în sfârșit totul uniform. Mi-mi plac cearcănile mele în general, dar nu când sunt machiată jumătate de față. Cearcănile mele îmi plac când sunt naturală și îmi plac când și ele sunt mai mici, nu în halul ăsta. Nu vă spun, mult timp din viața mea, auziți ca mustață. Mult timp din viața mea eu am fost o complexată de multe lucruri, dar un lucru a fost cearcănile. Cearcănile? Pe bune? Ai atâtea lucruri din care să fii complexată, Elinca, dacă vrei, chiar așa eram. Sau, nu știu, sunt oameni care chiar sunt complexați pe lucruri ca lumea, dar cearcăne? Adică, și mie mi se părea ciudat că oamenii aveau complex legat de nasul lor, dar cearcăne, încă o dată, adică pui niște concealer și zici că așa te-ai trezit. Dar mă rog, bineînțeles că mi s-a terminat bateria la cameră fix când povesteam și eu și vă ziceam că mi-aș dori să fac un clip despre toate complexele pe care le-am avut eu vreodată și să dau și așa niște sfaturi, mult zis că nu, adică sunt o persoană bună, n-a dat sfaturi, de ce nu? M-am informat, am citit multe lucruri și știu multe chestii care pe mine m-au ajutat, atunci mi-aș dori să fac un clip reiau în care să dau și câteva sfaturi la sfârșit despre cum am trecut eu peste toate lucrurile, pentru că aș putea face o listă lejeră. O listoaie lejeră de câte complexe am avut eu, Doamne, din diverse motive. La momentul acesta nu am absolut niciunul, nu văd de ce aș avea. Și cred că dacă ar trebui să te simți îngrijorat de ceva, nu ar fi fizicul tău, ci psihicul tău. Cred că ăsta a fost lucrul de care m-am simțit eu mai așa în ultimii ani de viață, pentru că acum n-am nicio problemă, dar... Mă simțeam așa când mi se părea că nu mi-acord suficient atenție în ceea ce privește cititul cărților, ceea ce acum nu se mai întâmplă, sau în ceea ce privește informarea despre multe lucruri importante. Nu mi-acordam timp pe ceea ce înseamnă nutriție, sport, ceea ce e foarte important. Și mă simțeam așa puțin ciudat, complexat e mult zis, dar complexie nu mai am de ceva timp, de mult, mult. Am cel puțin un an, doi, nici nu știu să zic. Și dacă vă interesează clipul ăsta cu complexele, să-mi spuneți că cred că nu există om să nu fie avut măcar un complex odată în viața lui. Bun, acum că mi-am aplicat fondul de ten cu pensula, vin cu burețelul. Îmi place și cu pensula, dar burețelul e viață și vin să uniformizez tot. Bun. Deci am buzile atât de uscate încât mă ustură prin jurul buzilor, așa ciudat mă simt. Nu înțeleg de ce, că m-am trezit dimineața și ca de obicei am băut 500 de mililitri de apă. Vă recomand să beți 500 de mililitri de apă când vă treziți, pentru că o să vă simțiți diferit, activează digestia și nu numai. Vă treziște organismul, apa este viață. Eu încă mă lupt cu iubitul meu să bea suficientă apă, își pune la muncă 2 litri și culmea, de cele mai multe ori, îi bea, mă simt mândră. Am reușit, pentru că la începutul relației nu cred că au auzit de apă. Chiar mă întrebam, omul ăsta nu consumă apă deloc. Nu știu ce aveam, aveam ceva foarte pe acolo, dar între timp mi-am făcut datoria de iubită slash soție mai nou și l-am învățat să bea apă pentru că e foarte importantă și asta vreau să vă învăț și pe voi, bine, să vă învăț să vă sfătuiesc. Aplicăm concealerul, același concealer pe care l-am aplicat pe plioapă. Mai aplic pe unde mai am eu burbunele, mai am așa mici iritații, aplic și pe nas, că îmi place să am un nas luminos. Eu am un nas ca o pătlăgică, nu știu dacă observați, nu înțeleg oamenii care se plâng de nasul lor. Eu am nasul și mic și gras, dar îmi place, e drăguțel. Bine, acum depinde de fiecare în parte. Repet, eu am avut un complex legat de cearcănile mele. Asta e cea mai ciudată chestie auzită la mine. Și efectiv mă gândeam ce să le fac. Știu că există și diverse
lucruri chirurgicale, proceduri chirurgicale la care poți ajunge, dar nu îmi doresc așa ceva. Cel mult legat de față, dacă o să vreau vreodată să-mi fac ceva, o să fie în ridurile astea mici de sub ochi, să mi le umplu, să-mi bag acid hialuronic, cred că așa asta se întâmplă, nu știu exact să vă zic. Dar în rest nu-mi doresc să fac vreo schimbare vreodată în viața mea. Mă refer estetic vorbind, operații estetice și nu știu ce. Dacă știți câte complexe am avut eu, de mă gândeam la foarte multe operații estetice într-o perioadă, în perioada liceului, dar, doamne, nu mi-aș da corpul, fața pe nimic nou. Pentru că, în primul rând, așa am fost lăsată și eu apreciez lucrul ăsta și nu vreau să arăt ca încă jumătate de planetă. Și puțin asta e concepția mea, n-am nimic cu oamenii care își pun diverse chestii în buze, în așa, dar ridurile chiar mi le-aș umple, pentru că până la urmă e ceva finuț. Eu mă ten uscat și mă știnesc și pe mama mea la capitolul riduri, iar mama, bunica, așa mai departe, au ceva riduri pentru vârstele lor și probabil așa o să ajung și eu și nu îmi doresc tocmai lucrul ăsta. Bine, atunci nu se dădeau oamenii cu factori de protecție solară și așa mai departe. Și de aia și aveau ridurile pe care, bine, au de fapt ridurile pe care le au. Deci ce cearcă ne superbea? Asta e, așa se ele drăguțe. Mi se pare că atunci când am cearcă ne parcă am și ochii puțin mai mari. Parcă dacă n-am cearcă ne am ochii și mai mici decât i-am în general. Mai aplic puțin fix unde e cercănelul. Când eram în liceu, pedagoga de seară îmi spunea, de la cămin, îmi spunea cercănel. Atunci chiar avea niște cearcăne superbe, cred că eram în clasa 11-a. Yeah. Eram cu iubitul meu care, bineînțeles, mă aducea la 11 noapte înapoi. Învață el încă. Învață și pentru școală. Mai la școală nu stăteam mie capul atunci. Încă stau să mă întreb dacă în liceu mi-a stat vreodată capul la școală și nu la băieți. Chiar dacă am fost ocelară, de cele mai multe ori învățam pentru că aveam ambiția aia nebună. Nu musai pentru că eram foarte concentrată și eu nu învățam foarte mult. Eu am avut un noroc că am prins foarte repede lucruri. Bine, perioade și perioade. La limba română puteam să stau să învăț cu orele, cu zilele, dacă se putea. Chiar erau, la un moment dat erau glume pe tema asta în camera de cămin, că ce face Linca? A, uite, învăț la română, pentru că cam așa îmi petreceam eu după amezile în cămin. Învățam la română. Română a fost materia mea preferată. De am și vrut să dau la litere, dar bine că n-am dat, că am înțeles că e o idee destul de proastă. Acum depinde de fiecare parte. Dar oricum, n-am nicio treabă facultatea cu ceea ce îmi plăcea mie. Așa, caut kitul ăsta de sprâncene. Încă nu-mi fixez concealerul, mai las puțin. Și îmi fac sprâncenele între timp. Îmi fac sprâncenele cu kitul ăsta de la Oriflame, din gama The One. Are și pensulică, are și oglindă, dacă vreți să vă faceți sprâncenele în mașină. Mă uiți la ceas, că deja e 3:20. E, asta e, nu mișc și eu mai rapid de acum. În prima parte a sprâncenii o să folosesc nuanța asta mai deschisă și în partea cealaltă o să folosesc nuanța mai închisă. Am văzut și eu trucul ăsta și mi se pare că chiar arată mult mai bine. Bine, sprâncenile mele arată horror pentru că trebuie să merg la pensat. Da, v-am spus că merg înainte de Paște. Nu pot să zic că e vreo fericire când mi-l la pensat pentru că doare. A trebuit să beau apă la cât de, ups, la cât de uscat avea în gâtul. Și mi-am dat seama că eu mi-am imaginat că mă îmbrac într-un fel, dar nu prea sunt de acord că pantalonii pe care vreau eu să iau nu prea merg cu cismele mele pe care vi le-am arătat, dar nu știu, în continuare nu știu cu ce să mă îmbrac. Mi-aș lua o fustă, dacă o fustă știți că e complicat, că ai grijă la ea, vreau să stau confortabil pe un pat. Eu mereu am avut problema de a mă îmbrăca prea pentru ocaziile la care am fost, dar eu așa sunt, îmi place să fiu elegantă în general și nu mă interesează că jumătate din căpere e îmbrăcată în training. Dacă eu vreau să port rochie mă îmbrac. Cam asta a fost mereu. Eu și când merg în oraș să cumpăr pâine sau ies la o plimbare, mi se pare că sunt prea elegantă pentru ce fac, dar nu știu cum a zis și Andreea Balaban, mi se pare că trainingul e făcut să-l porți dacă faci sport. Dar având în vedere că, nu știu, nu faci sport, nu-l porți. Cam așa, nu zic eu nu mă îmbrac niciodată în training, dar și eu sunt adepta confortului, să ne înțelegem. Dar mi se pare mult mai flatant să te îmbraci mai casual, nu elegant, casual. Vedeți, în partea asta am pus mai întunecat și în prima parte a sprâncenii mai deschis. Mi se pare că arată binișor.
am să tac din gură acum, pentru că dacă îmi stric ceva, tot din inimă iau. Sau nu? Bun, o să fixăm la sfârșit și haideți să facem și pe asta o diferență între sprânceană făcută și sprânceană nefăcută. Ne aplicăm nuanța deschisă în față. Abia aștept să merg la sprâncene și să am sprâncenele alea superbe, chiar dacă doare și plâng. Dar sunt vopsite și arată, Doamne, cum arată. Vreo două săptămâni arată ideal. Poate o să vă iau cu mine de data asta, data trecută nu v-am mai luat, pentru că s-a întâmplat în Vlogmas și n-am mai filmat Vlogmas pentru că mi-a fost rău, v-am spus eu toată treaba în primul clip de pe anul acesta. Mi-am făcut-o și pe cealaltă, știu că nu arată foarte, cum să zic, similare sprâncenele mele, dar asta e pentru că eu dacă nu le pensez cresc ca iurea și ele... Practic eu am niște goluri aici unde ar trebui să fie punctul cel mai înalt al sprâncenii mele și na. Cam asta e ideea și le fixez cu chestia asta de la Rimmel London. Abia mai am ceva în rimelul ăsta pentru sprâncene, dar mi încerc și eu norocul. Trebuie să-mi cumpăr altul, dar nu l-am mai găsit și în DM-ul nu-l iau. Le luam din Cora într-un timp. Din DM-ul nu-l iau pentru că e extrem de scump. Cine dat să bani pe el? Eu nu zic că nu e bun, dar totuși. În DM-ul unele lucruri nu înțeleg de ce sunt atât de scumpe, adică același lucru găsești în altă parte de 1000 de ori mai ieftin. E că arată cât de cât uman. Haide, Ilinca, că trece timpul și iar întârzi și eu întârzi peste tot. O să folosesc pentru fixare pudra asta de la MUP. Este o pudră translucidă, extrem de finuță. Punem fondul de ten la loc. Scoatem cuburețelul din liniile fine concealerul, pentru că, slavă Domnului, la vârsta mea de 21 de ani am la linii fine de la nedormit, plâns și toate lucrurile tâmpite pe care le-am făcut eu în liceu, plus moștenirea genetică, plus lipsa factorului de protecție până la, nici nu știu că am început să folosesc și eu mai vechi, până la 19 ani. De la 19 ani cred că folosesc și eu cu mai multă regularitate. Până atunci nu prea. Ok, și o să iau o pensulă micuță. O iau pe asta de la NYX, care e de contouring, dar mie îmi place tare mult cum aplic pudră sub ochi cu ea. Luăm pe puțină pudră, scuturăm, să facem mai pudră în aer, ne uităm în sus și fixăm. Fixăm. Nu puneți multă pentru că vă încarcă zona de sub ochi și mai mult o uscați și același lucru și în partea aceasta. Cred că arată foarte amuzant uitându-mă în sus și știu că îmi tremură ochii, dar eu așa pățiesc. Bun, și puțin aici, un efectiv unde am zona cearcănilor, pentru că aparent se văd destul de urțel, pentru că n-am dormit bine, pică și toate umbrele pe mine. Adică am dormit, dar am dormit puțin, v-am spus. Fixăm și nasul pentru că trebuie conturat. Fixăm și zona asta. Vedeți cum sare pudră? Ei, mi s-a pus în păr, frate, abia te-am spălat. Așa e când mă uit în cameră și nu mă mai uit ce fac pe aici. Hai, Dinca. Focus. Fixăm și aici zona mandibulei, pentru că și aici vin în general cu concealer. Bine, fixez cam toată fața în general, pentru că pun cantitate micuță, mai ales în zonele în care nu conturez. Sper că mi s-a uscat peria de contur, pensula de contouring. Bine, mai aici difuzăm puțin. Eu nu mi-aplic fondite nici pe gât, chiar dacă știu că e o mică discrepanță între... Pentru că m-am brânzit, m-am făcut foarte albă. Eu dacă mai stau mult timp în casă și nu vine soarele, o să-mi fac și mai albă de atâta. Toată lumea a crezut mereu că am anemie. Bine, într-un timp chiar am avut, când am fost anorexică. Aș vrea să fac și un clip despre anorexie, dacă vă interesează povestea mea. Dar asta o să îmi scrieți voi în comentarii. Dar nu am nimic, sunt foarte albă dacă stau în casă, cam asta e problema. Bine, am și deficiență de fier. Iau fier, Doamne, de vitamina D, iau vitamina D de câteva luni bune. Dar nu, am carență, de fapt. Bun. Îmi place să fixez zona asta foarte bine pentru că aici vin cu contouring și nu-mi place să fac dâre, umbre sau spuneți cum vreți. Acum o să venim și pe... Ups, prea multă pudră în aer. O să iau o pensulă, o iau pe asta. Este de la Ebelin din DM. Este o pensulă așa, cum să-i spun, un pic plată. Îmi place să vin pe zona de sub ochi. O să vin cu aceeași nuanță de tranziție. Asta de aici, nu știu cum să vă arăt asta. Ok. Și o să aplic frumos ca să conturăm și zona ochilor de jos. Mai bine mă uit în oglindă decât să fac prostii.
Mă leam eu cu filmatul tutorialelor de machiaj, mai ales pe fugă. Probabil să fac un tutorial de machiaj, mi-a luat vreo 3 ore ca să arate ok și fără să-mi bag pensulele în ochi. Bun, zic că arată un pic mai ok. Poate mai aplicăm un pic. Tot așa mai mult aici, spre exterior. Cu cât veniți mai mult cu fard spre interior, cu atâta faceți ochii să pară mai micuți. Ceea ce e ok, dacă asta vă place vouă și dacă aveți ochii mari, atât mai bine. Eu n-am ochii mari, am ochii foarte mici. Mă gândesc ce vreau să fac acum, cred că partea de conturic, nu, partea de rimel, că dacă mă mânjesc cu rimelul să am timp să corectez, dar încerc să-mi caut cleștele. Ah, mă duc să-mi aduc cleștele de sprâncene. Am zis cumva cleștele sprâncene, cleștele de gene, îl folosesc pe ăsta de la Douglas, face toată diferența, sincer, în aplicarea rimelului. Și îmi place tare mult ăsta. Eu l-am de calendar advent, dar cred că îl găsiți și așa de sine stătător. Bun, ce gene mari pare că am, dar nu e așa. Și ca rimel o să-l aplic tot pe ăsta de la Douglas. Douglas în sus, Douglas în jos, se vede că am avut calendar advent de la el. Ăsta Have It All. Îmi place că se demachează extrem de ușor. Eu mă demachiez în general cu ulei demachiant. Vi l-am prezentat eu de multe ori. Și, doamne, cât de ușor se demachează și nu rămâne urât. Și totuși rezistă, nu cade, nu curge, nu nimic. La rimel că am trebuit să tac din gură pentru că nu odată mi l-am greșit vorbind. Și nu știu, pot să zic, dar acum n-am pe cine să dau vina. În general dau vina pe oamenii care sunt lor. Glumesc. Sau nu? Fața mea când mă dau cu rimel e priceless. Concentrație maximă, nimeni nu vorbește, nimeni nu respiră. Da, dacă la rimel așa nu vreți să știți cum e la tuș, de eu mă dau cu tujina în paș. Bine, pentru că am și o ploapă extrem de ciudată. Nu înțeleg ce mai ești la nas. Mi s-a uscat pielea. Nu înțeleg de ce, pentru că m-am dat cu cremă și nici nu simt fața uscată. Cred că ar trebui să-mi exfoliez sterul. Cam asta e. Ei, o alarmă la mașină. Nu erau suficiente mașinile de pe la stradă. Că le-au auzit suficient. Ce ziceam? M-am mânjit pe tot ochiul. În ochi mai trebuie să-mi bag, dar mai bine tac din gură că n-ar fi prima dată. Diferență dintre un ochi și celălalt. Puteți veni mai multe straturi de rimel. Eu astăzi vreau să arăt cât se poate de natural. Pentru că v-am spus aniversare în familie. Mă gândesc să filmez săptămâna care urmează și Q&A-ul, chiar dacă n-am primit foarte multe întrebări. Ce s-a întâmplat? Mereu aveți foarte multe întrebări să-mi puneți. Atât pe Instagram și cât și în... pe YouTube la diverse clipuri și cred că v-am răspuns la toate. Eu, în general, răspund la toate întrebările și, na, mă rog, omul află ce-l interesează și după gata, dar de acum am zis că nu o să mai fac așa, la întrebările strâng și o să le filmez într-un Q&A, pentru că acum v-am rugat să-mi lăsați întrebări pentru Q&A și m-am primit destul de puține, deși, în general, eu primesc foarte multe întrebări, adică iubitul meu știe ce zic, pentru că stau de multe ori și răspund și mă întreabă ceva ce-ar vorbești. Și zic că da, cu persoanele online, dar nu ar reveni, nu prea am primit întrebări, așa că dacă mai aveți, oricum eu o să filmez cu întrebările pe care le-am primit și să vedeți ce am făcut. Cred că am primit mai multe întrebări pe Instagram, dar s-a dus story-ul ăla pe care l-am pus și mi-am făcut screenshot doar la câteva. Așa că cer scuze dacă au mai fost întrebări și nu o să răspund la ele, dar le-am pierdut și nu pot să le mai găsesc, îmi dă eroare de fiecare dată. O să mai încerc zilele astea până filmez. Bun, ia uitați ce frumos m-am mânjit acolo, dar după ce îmi fac toată treaba pe față, o să vin și cu un bețișor și o să curăț și acum mă dau pe genele de jos așa că tac din gură. Și acum, pentru că am văzut cam cât este ceasul, o să-mi fac contouring-ul și blush-ul, o să mă dau off camera și mă întorc să ne dăm cu iluminator împreună, că presupun că e partea preferată a multora, dar haideți să vă arăt ce folosesc la capitolul blush și contouring. Pentru... stați că scrie aici la... La blush folosesc paleta asta de blush și cred că folosesc nuanța asta. Iar la contouring paleta asta de la Essence, care e foarte bună și foarte ieftină. Haideți că fac rapid și mă întorc. Eu zic că se vede o diferență și voiam să vă arăt, înainte de a ne aplica, mi-am conturat și nasul, voiam să vă arăt un truc în caz că o să
aveți nevoie. Dacă coborâți prea jos, nu e cazul meu acum, dar dacă coborâți prea jos cu conturul, stați că nu găsesc pudră, aveți nevoie de o pudră din aceasta translucidă. Eu am pe asta de la Revolution. Pudră, pulbere. Și luați burețelul, îl înmuiați în pudră, propriu zis. Am dat o grămadă pe jos. Îl muiați, aveți o cantitate destul de mare și veniți fix aici, sub contur și delimitați. Și până vă terminați tot machiajul, rămâneți așa, doar că să nu folosiți chestia asta dacă mergeți să faceți poze pentru buletin sau poze cu blitz în general. La colonia civilă eu n-am știut că o să ne facă poze așa și mi-am făcut chestia asta și nu le poze să vede efectiv așa puțin alb. Nu pot zic că mă deranjează pentru că nu e ceva sesizabil, adică majoritatea oamenilor n-au văzut nimic, dar eu am văzut. Și nu pot zic că sunt foarte mândră, dar n-am știut că o să ne facă poze cu blizice. Era de așteptat că o să ne facă în încăpere pozele și era întuneric acolo, dar asta e de acum. Bun, și o să stăm așa, foarte artistic. Și după doar cât dăm cu o pensulă deoparte, luăm highlighter-ul, ăsta de la Catrice este cel pe care îl folosesc eu, preferatul meu. Și luăm cu această pensulă pentru highlighter. Mai o fac așa pe mână ca să mă asigur că nu mai este udă. Și o să luăm și aplicăm, dacă se poate, pe toată fața, un pic pe nas, deja beculim, un pic aici, între ochi, că se vede foarte bine, face, dă senzația că e nasul mai subțire, deasupra buzei, aici unde am aplicat și niște blush, și acum aplicăm unde se aplică în general. Vedeți cam cât de frumos se vede? Mi se pare destul de natural. Bine, acum nu este deloc cu lumină, e foarte întuneric, la la la, da, înțelegeți voi ideea. Și în partea asta la fel. Bun, și acum beculim suficient, zic eu. Mai aplică totuși un pic aici. De ce nu? Îmi place să beculesc. Ok, iar acum mai avem de făcut doar rujul. Sau să strâng pudra asta aici. Ieri ai făcut curățenie, Linca. Ieri. Fucking ieri. La capitolul ruj aplică combinația pe care am aplicat-o și în clipul. La baia am zis combinația mea favorită, dar nu. Aplic un ruj de la Boys & Berries și un creion de la Essence. Acest creion vi l-am prezentat oricum în clipul ăla cu bugetul 100 de lei de mei. Eu nu știu să vă zic ce nuanță e, dar sunt și cam pe fugă. Și conturăm, nu e foarte cremos, să știți. Ce nu-mi place este că duce așa într-o tonă movalie. Mie mi-ar plăcut plăcut mai multă să dă cantrănanța de bej. Bej, am vrut să zic. Nu știu ce am zis. Deși acum că am buzele foarte hidratate, mi se pare că alunecă destul de bine. Diferență între buză conturată, buză neconturată. Eu am buzele ciudate pentru că nu sunt deloc egale, deci de aia de multe ori rujul meu nu arată egal pentru că mi se pare că, bine, oricum nu suntem egale, o bucată de față nu seamănă deloc cu cealaltă, dar asta e partea a doua. Nici nu trebuie. Mi-am conturat și buzele. Știu că voi poate nu vedeți că mi-am făcut cine știe ce, dar cred că ca să se vadă pe cameră, mai ales cu lumina asta, ar trebui să am aplicat niște tone de lucruri și o să mă dau cu acest ruj. Este New Delicious de la Boys & Berries. Sper că se vede acolo. Prea multă lumină, prea multă lumină. Așa. Este o nuanță destul de deschisă. Îmi place sincer cum se vede și așa, dar face un machiaj pe care l-am purtat atunci. Și atunci am aplicat niște ruj din asta fix aici, așa. Și după vin să tapotez cu degetul. Bineînțeles că ne dăm și cu ruj pe gutier, ar fi ideal. Bun, și cam așa arată. Dacă vi se strânge rujul sau ceva, veniți cu un gloss sau puțin balsam de buze și
rezolvați problema, iar acum zic să eliminăm excesul acesta de pudră. Vedeți cam cum se vede. Și bineînțeles trebuie să blenduiți foarte, foarte bine ca să nu se vadă linia aia pe care voi o vedeți acum. Bine, 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 bine. Asta e o pudră luată din geam, o pudră, o pensulă luată din Jumbo după ce am terminat liceul. Mai am și eu niște pudre, ce am cu pudra? Aveam niște pensule mai ieftine și am găsit-o pe asta. Am dat 10 lei pe ea și nu are nicio treabă, voiam pentru contouring, dar n-am nicio treabă cu contouring, și o folosesc când mai mă dau cu pudră sau, mă rog, vedeți. Pentru chestia asta de acum, vedeți, trebuie să faceți trecerea mai ok, să nu se vadă linii dure, cel puțin mie așa îmi place, acum depinde de fiecare. Bun, și cam asta e machiajul. Voiam să mă uit să văd dacă la buze trebuie să fac vreo verificare, vreo corecție, dar nu cred. Deși cred că o să vin puțin cu pensula asta. Este de concealer și cu puțin concealer pe care vi l-am tot prezentat și cu care v-am bătut la cap, ăsta de la NYX. Pur și simplu vin cu o parte, cum să vă arăt, oblică. Bine că am multe farduri pe mâini. Iau așa puțin și corectez aici. Iluminez, mai bine zis. Doamne, face toată diferența în ceea ce privește volumul buzelor. Good. Acum că am iluminat zona asta, pare puțin mai plumpy. E o chestie de milimetri, nu e cine știe ce. Mă duc să-mi aduc toate chestiile cu care să mă dau pe păr, după ne punem bijuteriile sau haideți să ne punem bijuteriile mai înainte. Ia stați puțin, mi-am băgat mâna în concealer. Mă duc să iau un șervețel să mă șterg. Știți ce fain e să am un soț foarte organizat când eu nu sunt, pentru că am găsit șervețele la el în noptieră, eu nu am. Nu știu ce am făcut cu ele. Zic să ne așezăm prima și prima dată cerceii și o să-i pun pe ăștia pe care abia i-am luat din Sensai. Stați. Ăștia așa cu semilună și steluță. Îmi plac tare mult. Haideți să-i punem, părul meu s-a uscat cât de cât. Eu am pregătit numai pudră, nu vă faceți griji, nu e nimic altceva. Nu-i făină, că n-am gătit. Uitați ce frumoși sunt, doamne, cât de superbi. Îmi plac maxim. Credeam că o să fie așa frumoși pentru 10 lei cât am dat eu pe ei. Am zis că odată o să-mi iau un model din asta și din aur, pentru că îmi place prea mult. Îmi plac toate lucrurile cu motiv celest. Nu știu dacă v-am spus vreodată, dar cred că v-am spus în clipul ăla cu 50 de lucruri despre mine, că eu am învățat în clasa 10-a luceafărul pe de rost. Nu pot zic că îl mai știu așa bine, dar de atunci îmi plăceau motivele astea celeste și aveam un pisic pe care îl chema Hyperion. Știți cine e? Nu vă mai explic eu. Uitați cercelușii. Și ca și lânțișor vreau să-l dau jos pe ăsta că e de argint și mi se pare că argintul cu aurul nu prea merge. Chiar dacă port mereu verighetă de aur și inel de aur, dar și mai port lânțișoare de argint. Dacă e vorba de cercei, combinația de aur cu argint nu-mi place. Dacă aș avea mai multe mâini și eventual niște ochi în spate și niște mâini fără unghii ca să pot să desfac colierul ăsta, ar fi ideal. Bun. Îl prindem de alta dacă să nu... Nu se întâmplă ceva cu el, că îmi place tare mult, plus valoarea sentimentală. Și o să ne punem un colier, ăsta e tot așa de argint, dar e placat cu aur roșu și are piatra asta ametistă aici. Haide, băi, stai așa cum te pun eu. Îmi plac oamenii și lucrurile care nu mă ascultă. Așa. Așa vine. Vedeți ce piatră superbă. Nu, vedeți de ce se vedea, pentru că oricum e întuneric afară și zici că e 5 după amiaza. Așa, așa vii, așa vii, așa să stai cum te pun eu. Îmi plac lucrurile care mă ascultă în general și îmi place să-mi iasă chestiile din prima. Doamne, și ce mă enervez că nu-mi ies lucrurile din prima. Bine, sunt persoană foarte vulcanică, cred că ați observat asta. Când îmi scrie cineva un comentariu care mă calcă pe nervi, eu și răspund. Dar nu la modul că mă simt atacat sau ceva, plus simplu nu-mi place hate-ul și nu văd de ce ar avea loc în online. Mi-a scris cineva... La clipul ăla cu CH-ul, cred că ați văzut. Stați să mă închel în țișorul, că mai mă enervez singură dacă vorbesc și
mi-a scris că vorbesc frumos, că vorbesc cursiv, că tra-la-la, că sunt foarte frumoasă, dar să fac ceva cu părul ăsta că n-arată deloc bine. Știu că n-arată deloc bine, dar a avut perioade în care arăta și mai prost. Și nu cred că o să arate vreodată atât de bine pe cât ne imaginăm noi că ar trebui să arate un păr. Da, haide, îmi fac lănțișorul și revin. Bineînțeles că n-am fost în stare să-mi prind lănțișorul. Uitați-l, aici este. N-am fost în stare să-l prind singură și am fost să-mi-l prindă iubitul meu. Bine că stă că pe o bulină și nu-l vedeți. Și mi-am adus și chestiile pentru păr. Dacă tot eram la capitolul păr, eu știu că nu arată bine, dar eu am o moștenire genetică, anumite persoane au anumite moșteniri genetice. Nu știu la ce se referea când zicea chestia asta. Dar pe mine nu m-a afectat lucrul ăsta, adică nu m-a afectat pentru că nu mă afectează nimic legat. Adică dacă cineva mă face într-un fel, nu mă afectează, pe mine ce mă afectează. E hate-ul între femei, adică nu e suficient prin câte am trecut de-a lungul timpului noi ca femei din partea persoanelor de sex opus. N-am nimic cu bărbați în general, dar așa a fost să fie până la urmă urmii. Și nu e suficient tot lucrul ăsta, adică mai e nevoie și de hate. Eu nu suport hate-ul în general, dar cu atât mai mult între femei și legat de aspectul fizic. Tu arăți într-un fel, cine știe, nu știu, poate ție îți lipsește altceva, nu știu. Nu înțeleg de ce trebuie să arătăm toți într-un fel. Pe mine nu mă afectează hate-ul, că după am primit un comentariu drăguț în care mi-a spus că să nu mai pun la suflet sau ceva în genul. Nu pun la suflet, că nu mă deranjează pe mine în sine comentariul, nu mă afectează cu absolut nimic. Eu viața mea mi-o trăiesc... folosesc spuma, scuze. Spuma asta de la Milkshake cu keratină care îmi potolește părul, pentru că am un păr foarte, foarte rebel, care pică și prinde păr pe aici. Nu, pe mine mă deranjează în general hate-ul ăsta gratis și cu ce ajută să înșiri o grămadă de comentarii frumoase și de complimente ca după, știi ceva, dar fă ceva cu părul ăla, ca și cum zici, ești prost, ești urât, ești grasă, ești, nu știu, așa mai departe, după care, dar nu e hate. Eu zic, bă, comentariile astea mi se par foarte urâte și mai ales între fete, între femei, nu cred că ar trebui să existe așa ceva, deși dacă n-ai nimic bun de spus, nu mai spune. La fel mai am pe cineva pe Instagram, o tipă, cred că e o tipă, că acum are contul privat și bine, nici nu mă interesează, sincer, dar mă urmărește mai mult timp înainte să mă apuc de YouTube și mereu are comentarii din astea foarte, știu că se uită și la vlogurile mele pentru că anumite lucruri le știe doar pentru că se uită la vloguri, că altfel n-ar avea de unde. Dar are mereu dorința asta arzătoare de a-mi da comentarii despre orice de hate și nu dau blog pentru că nu mă interesează. Dar, nu știu, mi se pare așa de prost gust și culmea e că pe aceeași persoană asta care îmi dă mie hate, am văzut-o că urmărește niște persoane, Ioana Grama, mai multe persoane publice care își fac și ele treaba. Se aude spuma, vedeți cum arată? Miroase a frișcă. Își fac treaba în online și dă comentarii de hate și la persoanele astea publice. Deci îți dai seama, dacă tu te trezești de dimineață și... În primul rând, de ce urmărești oameni care te fac să spui lucruri negative? Nu știu, eu dacă urmăresc oameni care pur și simplu mă fac să mă simt frustrată pe viața mea, ceea ce nu se întâmplă, pentru că viața mea e viața mea, păi, nu știu, nu-i mai urmări, dă-le unfollow. Ce așa complicat, dă-le bloc. Vezi de viața ta liniștit, dar nu sunt unii persoane puse pe hate și na, îți dai seama de calitatea vieții lor în funcție de lucrul ăsta. Așadar, pe mine nu mă afectează ce zic oamenii, pe mine pot să mă fac în toate felurile. Adică am primit hate și la oameni apropiați și nu pot să zic că mă afectează cu ceva. Tot viața pe care o am eu continui așa cum e, dar nu știu, e de prost gust. Între femei hate-ul n-ar trebui să existe, asta e părerea mea. Dacă n-ai nimic bun de spus, mai bine taci. Cel puțin așa cred și cred că ăsta e și un citat sau niște cuvinte de duh pe care le-am auzit de la un preot. Dacă n-ai nimic de spus, mai bine taci, pentru că e mult mai ok așa. Iar ca ulei o să stoarcem ultimele picători din acest ulei de la Magic Argan Oil de la NUC, cel mai bun ulei pe care l-am folosit vreodată și care mi-a salvat părul, sincer. Chiar dacă nu arată atât de bine și ar trebui să fac ceva cu el, uite că nu fac nimic cu el, pentru că mi-mi place așa și arată de 1000 de ori mai bine decât în anumite perioade ale vieții mele. Și am încheiat subiectul pentru că nu discut chestii legate de acest subiect aici, dar ca să știți, pe mine nu mă deranjează absolut nimic legat de el, nu mă deranjează când văd chestia asta și mă mai deranjează falsitatea, pentru că pentru mine e un fel de falsitate chestia asta cu ești frumoasă, ești drăguță, ești deșteaptă, dar ceva nu merge. Erai aproape de a fi ok. Și cam asta am vrut să zic. Vedeți că părul meu încă este umed, dar nu știu dacă o să mai bag perea rotativă în el, pentru că mai tare lusuc și săracul oricum trebuie. Ah, ce mi-am dat cu unghia de calorifer.
Oricum săracul trebuie tuns, dar o să lasă să se usuce, așa fiind puțin, el se usucă foarte repede. Lasă să se usuce până mă îmbrac și cred că ne vedem direct la oglindă. Trebuie să-l și pieptăm, dar mai lasă să se usuce pentru că la rădăcină încă este umed. Cred că a fost un clip foarte lung ăsta, dar sper că v-a plăcut totuși. Cred că o să încerc să iau cu telefonul și niște cadre din ce mănânc, ce fac astăzi. Dar dacă nu ne mai auzim, dar de fapt ne auzim la oglindă. Ne auzim la oglindă. Cam așa arată machiajul. Nici nu știu cum să fac. Și acum mi-am dat seama că nu mi-am corectat. Stați că îmi corectez cu altceva. Ca să nu mă mai duc după bețișoare de urechi. Puteți face și cu un capăt din acesta de periuță. Pur și simplu veniți și corectați. Nu știu cât de bine vedeți, dar timelul s-a uscat în întregime, așa că e foarte simplu. Și s-a dus. Bine, acum s-a dus un pic cam prea jos. S-a dus pe ochi. S-a dus în cercări și nu-mi place. Acoperi în soliță, am eliminat excesul. Și cam așa arată. Știu că umbrele de afară nu mă ajută foarte, foarte tare. Buzele, contouring-ul, cercelușii ăștia superbi, lănțișorul pe care încerc eu să vi-l arăt. Cam așa. Foarte frumos el și el. Eu zic că arăt decent pentru aniversare. Nici prea prea, nici foarte foarte. Mă enervează focusul și mă enervează că e mult prea multă lumină. Și probabil vouă nu vi se pare că mi-am făcut foarte multe lucruri pe față, dar când mă uit în oglindă chiar se vede că am făcut unele chestii. Mă duc să mă îmbrac, să văd exact cu ce mă îmbrac până mi se usucă părul și noi ne vedem direct la oglindă pentru că am oglindă pe hol. Voiam să vă mai arăt înainte să vă arăt ținuta pe care am ales-o, că la capitolul parfum am dat cu acesta de la Carolina Herrera și haideți să mergem la oglindă să vă arăt exact cum am îmbrăcat. Bun, la capitolul ținută, vedeți și papuci în partea aia și oglinda pe care se urcă ginger mereu, deci de aia e puțin așa murdare, deci o spăl mereu. Avem o pălărie de la H&M, la bijuterii știți deja. Pe dedesubt avem această bluză de pe About You, de la brandul acela Leger, nici nu știu. Asta este jacheta mea preferată din ultimul timp. O am de pe Nagun, este un site, este din lână 100% și îmi place că are așa niște motive ușor tradiționale. Mai am o fustă de piele de la Mojito, niște ciorapi negri și aici cismele mele din CH pe care le tot port și pe care vi le-am tot arătat și per total cam așa arată, iar ca gentuță o să-mi iau una din aceea micuță pe care o să o pun așa tip poștaș ca să nu mă deranjeze și cam așa arăt eu la sfârșit, știu că nu e cea mai bună lumină, dar încerc cât de cât să vă arăt și am plecat pentru că suntem pe foarte, foarte mare fugă, sper că vă place exact ținuta mea, mi-am luat ceva ca să fie și călduros, pentru că afară e foarte, foarte frig și am spus să-mi pun și ceva în cap pentru că eu când mă spăl pe cap, mereu mă doare, bineînțeles, capul pentru că ies afară și e frig și cam așa arată și machiajul. Bine, lumina asta e horror pentru că e becul aprins, pe hol nu pot să zic că avem o lumină bună, plac tare mult cercelul și lănțișorul se vede aici pentru că este o bluză care are așa o crăpătură și aceeași crăpătură o are cumva și la spate. Este neagră, dar am zis că negru cu auriu merge bine. Fusta este de piele și este așa mulată. Încerc eu să vă arăt. Așa. Are și buzunare. E destul de largă în talie, dar așa e. Dacă îmi vine bine pe coapse, nu mai îmi vine bine aici în zona taliei, dar ne descurcăm noi. Se mai trage puțin când merg, dar nu are nimic. Oricum îmi place să se termine unde se termină și jacheta. Gata, am fugit.